Suntem la a cincea ediție a acestui festival, care are patru secțiuni: poezie, teatru, muzică și dans. Sunt implicați copii din clasele 1-4, dar și de la grădiniță, din întreg județul, și școala Simonide este reprezentată printr-un grup de cadre didactice, dar în primul rând prin participanți și prin prezentatorii pe care recomand. Sunt elevi în clasa a patra, la clasa doamnei profesoare Zahiu Rodica, cea care este și foarte implicată în acest program, așa cum o să vedeți. Silvestre, mor de curiozitate să știu ce scrie despre mine! Dar pe urmă citești și tu, nu-i așa? Să înțelege! Zi, dar nu te superi! Cum să mă supăr? Pe onoarea ta! Pe, ascultă! Colega mea de bancă este foarte deosebită de mine! Așa și e! Zi mai departe! Mor de curiozitate să văd cum o vezi tu! Ea este o fată bondoacă! Așa este! Stai! Cum? Sunt eu bondoacă? Ce vrei să zici? Că nu! Așa zic toți copiii! Bondoacă! Asta tu ai spărnit-o! Șterge imediat bondoacă! Și ce să pun? Durdulie! Nu! Să nu pui durdulie! Dar ce? Rotofeie! Nu, să nu pui rotofeie! Scrie... Unde stai? Grăsană! Crede-mă, tot mai bine e bondoacă! Nu! Scrie așa: ea slăbit cu 2 kilograme și 300 de grame. Zău, tu, nu se vede, nu se vede. Ba, se vede. Dacă vrei, îți are rochițele. Dar ce? Eu fac portretul rochițelor. Știi, sunt curioasă să știu ce-ai scris mai departe. Păi, să citesc. Am scris așa: colega mea de bancă are o față lătăreață. Cum lătăreață? Dar cum? Îngustă? Uită-te în oglindă! Mai are un nas borcănat și urechile măricele. Da! Bine, uite ce-am scris și eu: colega mea de bancă este foarte deosebită de mine. Așa și e! Ea este o lungană. Cum? Așa am scris. Dar acum adaug și o gelenoasă și o deșirată, ha, cu nas ca o trompă de elefant. Ha! Da? Tu faci și comparații? Păi crezi că eu nu pot să pun în loc de... Are urechi măricele, are urechi ca niște foi de varză murată. Și o bărbie ascuțită ca un vârf de pantof. Îți convine? Sunt eu răsfățată? Așa îmi spune mama. S-a întâlnit în urmă cu câteva zile cu vecina de la patru și i-a băgat în cap: nu mai vezi și uscate. Auzi că a citit ea un articol pe internet intitulat 9 semne că ai un copil răsfățat. Și ce să vezi? Vecina de la patru ar fi vrut să insinueze că eu sunt o fetiță răsfățată. Atât de înfuriată sunt încât aș putea merge chiar acum în fața nesuferitei și să-i demonstrez cine e răsfățată. Dar dacă sunt într-adevăr răsfățată, e și vecina vrăjitoare. Ei, nu spune. Dar dacă are dreptate și nu ascult pe mama, dar sunt măracoasa posesoarea celui mai tare telefon din clasă. Și totuși, părinții mei nu mi-au cumpărat acea tabletă faină pe care am văzut-o pe un site în urmă cu o lună. Ce rău sunt! Îmi vine să plâng numai când mă gândesc ce frumoasă este tableta. Și ce rău sunt părinții mei și vecina de la patru, vrăjitoare. Și dacă aș fi într-adevăr răsfățată, ce-ar fi? O fetiță așa trebuie să fie. Dacă nu primești ce-mi doresc, ar trebui să-mi ascult părinții, o să nu ignor cu vehemență. Normal, așa se face. Așa am văzut în filme că se face.
mamei. Dacă vecina are dreptate... Care va să zică? Dumneata, Leanca, vădva comersantă de băuturi spiritoase? La hanul dracului? Știu, lasă-mă să te întreb. La Vincența, domn judecător? Bună! Tăcere! E păcat pentru mine, domn judecător. Lasă-mă să te întreb. Te las. Care va să zică? Dumneata, Leanca, vădva comersantă de băuturi spiritoase, ce reclam de la prevenitul Iacu Zugravu? Eu sunt trăistă română, domn judecător. Eu sunt o femeie sămană. Dumnezeu mă știe cum mă chinui pentru o pâine. De-aia și puțeți-mi de gând. De la Sfântul Gherie să las prăvălia, care nu mai pot o mă dată în angarale pentru ca să mai mănânce o pâine. Și ne mai demăra să plătim licența. Licența o plătește Domitică. Domitică? Să fie al dracului care minte? Tăcere! Nimeni are voie să vorbească până nu întreb eu. Dacă e ce dumneavoastră Domitică, eu, domn judecător, poți să jur că sunt curată la sufletul meu. Nu e vorba de asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit. Eu, domn judecător, reclam, pardon, onoarea mea care m-a jurat dumnealui și mi-a spart clondirul, care venise tocmai atunci cu bija de la domn Magnescu, bragadirul din piață, încă chiar Domitica zicea să le îmbirge. Pe cine să-i îmbirge? Clondirul, că zicea. Cine zicea? Domn Toma se sparge. Cine se sparge? Clondirul, domn judecător! Femeie, ce tot vorbi? Răspunde odată lămurii la ce te întreb eu și ce pretinzi dumneata acum de la prevenit. Onoarea mea, domn judecător, care m-a jurat dumnealui, că eu sunt o femeie sărmană și e bogată. Vine dumnealui gol pușcă și bea până se face turn. Și pe urmă, dacă am vrut să chem Marisul, dumnealui zice că mă sulemenește cu ghinorul și vrea să-l tulesc. Și a găl peste tarab și s-a făcut praf. Ce s-a făcut praf? Clondirul! Și pe urmă vrea să fugă. Cine? Dumnealui! Ei, ce pretinzi? Onoarea mea și trei chile de mastrică prima. Bine, șezi și taci. Care vine dumnealui? Taci! Taci, da. Taci odată! Am trecut! Iacu Zugravu, ce ai dumneata să răspunzi la pretențiile reclamante? E, domn judecător, dumneai zice pardon. Iar ai venit, mă, borbule, că dumneai n-are nicio politică vis-a-vis de misterii. Eu zic, dacă Domitică... Cine-i Domitică? Domn judecător, uite să rămân așa, cum e bea! Taci, nu te întreb pe dumneata, cine-i Domitică? Domitică, nu-l cunoști pe Domitică, a dracului Domitică. Vorbește serios, cine-i Domitică? Domitică de la trecere, se trece până la leagă și ca vorba noastră. Ce-ar face Domitică? Dacă i-a plătit licența. Să fie al dracului care minte! Taci, nu e vorba de licență, e vorba de clandirul cu mastică. A fost să te plătești grea, domnul judecător. Era pe margine. Cine l-a împins? Ia Zarea, fiindcă vrea să chime Farbiscu. El nu vrea, că sunt comersant. Comersant de pie de cloșcă. Te-ai invit să fii cuvincioasă aici. Aici nu-i permis să dai cuvinte. Aha, bravo, domnul judecător. Ați văzut și dumneavoastră ce pramate e dumnei? Nu-ți permis să fii necuvincios aici. M-ai înțeles? Aha, bravo, domnul judecător. Să spui ce comerț învățește. Taci, că te dau afară. Aha, bravo. Răspunde, ce comerț faci dumneata? Eu, domn judecător, am fost un grav de case române. La, dacă am văzut că mă omoară concurența străină, am deschis domnul cu lucruri la moș. Dar de chinoros, cum a venit vorba? Am vrut doar să o sperie. Pardon, o stric. La fizionomia obrazului. Să mă sperii! N-ai venit cu căciula odată umplută cu chinoros? Lasă-o pe aia, ai altă căciulă. Nu înțelege dumneai, pomeni. Bine, toate bune, dar de ce îi iubea la judecătorie? Dacă n-am aminte, e curat doar judecătorie. Bine, toate bune. Destule. Da, domn judecător, onoarea mea să rămână nereperată. Cum rămân? Las că ce reperează domnul. În țara lui Mură în gură, totul este pe măsură. Când mă scor de dimineață, nu la 7, ci la 10. Vine o tavă cu dulceață și un pahar cu apă rece. Și dulceața zice, ia-mă! Și paharul zice, bea-mă! Ia-mă, bea-mă, ușor de zis! Însă gura s-o deschis, nu-i deloc așa ușor. Ajutor! Ajutor! Lingurița!
sacri julier. Îmi deschide gura mie. Ei, așa mai merge, zic, dacă mă ajut un pic. Dar e timpul să fac baie. Intră apa în odaie cu volanele albastre. Neagre să mărie voastre. Cum dori să fi spălată? Uite așa culcat în pat. Cum dori să fi zdrăvut? Uite așa în așternă. Iar prosopul cel pufos mi se înclină moale până în jos. Să vă frec, aș vrea pe spate. Fai de mine, nu se poate. Întreabă-te și întreabă-mă cum să ies din plapumă. Apare frig, în casă e cald. La urma urmei nu mă scald. În țara lui mură în gură, caște o gură cu toșură. Și îndată ce spicănea, tot ce vrei și tot ce ai vrea. Sărmăluțe în voi de viță. Supă cadă tocăniță. Cozonac. Compot. Hălbiță. Cărnăcior. Și ciulama. Murături. Este ce era. Nimic, o macara. Uite că pe sus mă ia și mă așează după plac, colo în umbră într-un hamac. Cuța, cuța, ce să zic? Bine când nu faci nimic. Lecțiile stau pe masă, dar de lecții nici nu-mi pasă. Stau și moțu și în hamac, ele singure se fac. Dragă aritmetică, nu știu ce te împiedică. Se rezolv vreo trei probleme. Eu de pleacut n-am vreme. Draga mea gramatică, nu fi antipatică. Nu fi său nesuferită și transcrim într-o clipită. Eu? Exercițiile mele, eu să văd, n-am timp de ele. Hai, draga mea istorie, n-am chef de memorie. Ține minte tu mai bine. Cine eu? Cine s-a luptat cu cine, în care an, în care loc. Eu să învăț, n-am timp deloc. În țara lui mură în gură, am prieteni pe măsură. Vreți să vă prezint cumva? Da! S-a făcut! Poftiți în coa. Ăsta-i puiul plin de muște. Ăsta-i lică, vrea găluște. Vreau găluște. Ăsta-i mumuță strâmbă nas. Ăsta-i duță mielul gras. Ăsta-i sanda. Sanda. Somn în gel. Toată, toată. Ăsta sunt eu, purtub de lene. Toată, toată ziulica. Ați văzut, nu fac nimica. Și grăbneala nu mi se încarcă. Astfel nu este de mirare. Că ceva mă împie parcă și mă trage la culcare. Și apoi prea mult am vorbit cu voi. Când vorbesc mai mult spișor, obozesc încrozitură. În țara lui mură, somnul repede te fură. Nici n-ai timp să-ți pui la lună, noapte bună. Dar zic, nu înțeleg de ce. Nu! Eu, normal, nu știu.
De ce spui asta? Ba chiar asta am citit în document? O oarecare nemulțumită. Cred că s-a uitat în carnetul meu de note. Dar las! La cărți mă refer. Nu citești și tu nimic. Oh, ba da! Aproape fiecare zi câte una. Chiar așa? Uite, chiar azi am citit o carte poștală ilustrată pe care mi-a trimis-o un verișorul meu, Vasile Protopopescu. Că eu mă refer să citești o poveste, o istorioară. Acum ești lămurită? Normal! Cum să nu? Citesc și povești. Astăzi am citit un mail de la prietena mea, Georgiana. Mi-a povestit istoria cu farsa pe care au făcut-o ele, băieților, în pauză. Povește mai! Ascultă, nu te preface că nu înțelegi. Eu vorbesc de citit cărți de literatură, de științe, de călătorii. Așa spune! Săptămâna asta am cumpărat o carte super și am început să o citesc. Cum se numește? Mersul trenurilor. Vara asta vreau să plec cu părinții la bunici și nu știu sigur ce legătură avem. Dar o carte de literatură nu citești și tu? Oh, ba da! Dar să vezi fenomen interesant din întreaga națiune. M-am apucat să citesc o carte așa de groasă. Și când am ajuns la pagina 8, m-a prins somnul. A doua zi, am ajuns la pagina 9. Și când am început să citesc, iar m-a prins somnul. Nu știu ce am. De ce nu poți să te pleci această pagină? De fiecare dată mă asup. Ia și tu o carte mai interesantă despre plante, despre animale, despre cicluri. Am luat, dar au dat ea deci și cinci. Gemenii câinilor vecinilor noștri și au luat-o. Ce te poți aștepta de la dă-n alfabet care știu bă săracii? Abia mă plin un an, săracii! Crezi că ți-a părut rău de carte? Aaaa, nu! Că nu era mea. O împrumutase de la tine. Doamne, și n-ai dus-o înapoi? Măcar ai mai împrumutat și tu ceva? Am mai împrumutat vreo 3 sau 4, la care le-am uitat. Dar le știu conținutul de la cei ce le-au citit. Că le-am spus să mi le povestească. Spune-mi și mie conținutul uneia dintre ele. Poate i-am citit-o și eu. Uite, ce spun pe ea? Unul? Da. Unul avea o soară. Avea o noră. Zonița. Julieta. Nu știu exact, dar ce putea să dai? Le-ai încurcat așa de tare, bă, că nu ți-a rămas nimic în minte din cărțile pe care le-ai citit. Sau pe care ți le-au povestit prieteni. Cum să nu? Mi-au rămas cu pensile, că mi-au făcut ele un jurnal personal grozav. Vrei să spui la loc o pensie cărților? Păi, nouă doamna învățătoare ne-a spus că din fiecare carte trebuie să ne rămână ceva. Mie mi-au rămas cu pensile.
and gentlemen, it's showtime at the Copacabana! Get a good feeling, yeah.